Dragi prieteni, bună seara și bine v-am găsit și totodată Hristos a înviat, vă spun tuturor. Iată că în cea de-a treia zi de Paști suntem în casele dumneavoastră și asta ne bucură foarte mult, deși pe unii poate i-ar putea întrista gândindu-se că sunt la muncă în a treia zi de Paști. Ei bine, pentru noi este o reală bucurie. Se spune că în viață promisiunea este mai rea decât datoria și se pare că invitata noastră din această seară, invitata specială de fapt a serii, doamna Ribana Gianina Crețu, urmează tocmai această deviză în viață. Așadar, cum vă spuneam, avem o emisiune de excepție în această seară, în a treia zi de Paști, special pentru toți cei care ne urmăriți în aceste momente și, bineînțeles, vă invităm să rămâneți în casele dumneavoastră, în fața micilor ecrane, alături de noi. Prin urmare, doamna Ribana Gianina Crețu, întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în cea de-a treia zi de Paști. Prezența dumneavoastră nu este una oarecare. Sunteți în casele românilor în cea mai importantă, poate cea mai importantă perioadă a anului și ați ales să veniți alături de noi să vă serbați mai multe evenimente importante din viața dumneavoastră. Unul la mână ar fi faptul că aniversați 30 de ani de cântec. Și doi la mână este faptul că, așa cum spuneam, suntem în a treia zi de Paști, practic în perioada în care românii sărbătoresc și se simt bine unii alături de ceilalți, mai ales că anul trecut știm foarte bine că nu ne-am putut întâlni așa cum ne-am fi dorit. Aș vrea să vă întreb întâi de toate, cu ce energie ați venit la noi în această seară și cum vă simțiți să fiți alături de oameni importanți pentru dumneavoastră, vorbind despre membrii ai două grupuri, două cluburi pe care dumneavoastră le conduceți. Este vorba despre grupul Pasiunea Nu Are Vârstă și despre grupul Ribana Music Club. Vă dau cuvântul. Da, draga mea, permitem să salut și eu telespectatorii acestei emisiuni minunate. Mulțumesc pentru această invitație. Mă simt onorată de câte ori calc acest platou, pentru că ești o prezență foarte pozitivă și mă bucur totdeauna să fiu alături de voi. Sigur, eu aniversez cumva 30 de ani de muzică. Am cântat toate genurile. Cei care mă iubesc și mă cunosc știu ce cânt eu. Însă
vreau să spun că adevărata mea dragoste este folclorul și mă bucur tare mult să aniversez cei 30 de ani de muncă în câmpul muzicii, aici, într-un platou folcloric, cu aceste covorașe ca la bunica mea acasă, pe care le iubesc. Și să mulțumesc tuturor celor care mă iubesc și care mă susțin pentru tot ceea ce am făcut eu în viața mea. Vreau să fiu recunoscătoare tuturor profesorilor care i-am avut în Universitatea George Ionescu, de la care am învățat foarte mult tehnică vocală și care m-au ajutat în drumul meu mai mult decât orice, pentru că atâta timp cât stai în fața unui amfiteatru plin de 20-30 de profesori, cu experiență scenică, care au ceva de spus în muzică clasică, oameni care te privesc 20-30 spun odată și tu cânți și iei nota 10, notă maximă, toată perioada facultății și toată perioada masterului. Pentru mine nu mai există alt forum în fața căruia să stau și să spun ce am de spus sau ce valoare am eu. Am fost invitată la foarte multe concursuri din țară, pe care lumea le iubește și le cunoaște, nu vreau să fac reclamă acum, dar am considerat că eu nu am ce să caut în fața unor copii, unor oameni care poate nu au valoarea profesorilor care m-au ridicat la un anumit nivel. Și atunci am preferat să am această trecere, această rampă pe care foarte mulți o trec doar cu bani. Am preferat să o trec mai târziu, iată s-au împlinit 30 de ani de când muncesc să trec această rampă și cred că e foarte important să ajungem la inimile românilor. Cred că e foarte important să ai ceva de spus atunci când cânți și să transmiți. Toată lumea se întreabă de ce manelele astea au așa o trecere, de ce manelele sunt iubite. Dragii mei, manelele sunt iubite pentru că oamenii cântă din suflet, pentru suflet. Așa trebuie să facă și cei din folclor, așa trebuie să facă și cei din muzică ușoară, ca să treacă rampa și să ajungă la sufletul celor care ascultă. Dar sigur că noi toți avem fanii noștri, noi toți avem ascultătorii noștri, e indiferent ce cântăm. Cineva îmi spunea odată, măi, ție îți plac Doinele, Doinești așa frumos, dar tu nu ai destulă expunere, tu nu arăți lumii ce poți și ce transmiți. Pentru că nu am foarte mult timp, pentru că totdeauna am făcut multe lucruri deodată. Și am fost interesată să transmit, nu să mă ridic eu ca persoană. Am fost interesată să dăruiesc frumos. Iată, am de acum 15 ani de când predau copiilor care sunt pentru mine diamante. Eu am în mână diamante pe care trebuie să le șlefuiesc. Și bine, sunt o răspundere extraordinară. Și sigur că am considerat mai bine să-mi pierd timpul făcând pe dascălu și să fac această muncă de dascăl cu dăruire și cu dragoste, decât să mă ocup de alte lucruri, de promovarea mea artistică. Însă, mulțumesc lui Dumnezeu, avea cineva o vorbă, măi, cine a ajuns acolo cu trenul undeva, s-ar putea ca altcineva să ajungă cu avionul. Așa că lucrurile se așează, Dumnezeu le așează pe toate. Așa este. Ok, îți mulțumesc, draga mea, pentru invitație din nou și sigur că luna asta eu am să împlinesc și o frumoasă vârstă, undeva pe 14, dar pentru că suntem în a treia zi de Paști, vreau să spun un Hristos a înviat, sărbători frumoase tuturor românilor și tuturor celor care iubesc folclorul, în primul rând, pentru că este rădăcina noastră a românilor pe care trebuie să o iubim și să o respectăm. Așa este și ați spus un aspect foarte important, aceea al rădăcinilor pe care le avem. Știm foarte bine faptul că dumneavoastră proveniți dintr-o familie în care muzica, de fapt, este cea care stă la baza formării dumneavoastră ca individ, ca om în viață și, bineînțeles, ca artist. Aș vrea să vă spun totuși că mă bucur că în această seară sunteți alături de unul dintre cei mai importanți oameni din viața dumneavoastră. Este vorba despre tatăl dumneavoastră, maestrul Ioan Crețu, pe care de asemenea aș vrea să-l salut și să-i spun bună seara, bine ați venit în platoul nostru. Mulțumesc, este pentru prima dată, bine bănuiesc. V-am găsit, Hristos a înviat la toată lumea și telespectatorilor la fel. Mă simt foarte minunat aici, e o atmosferă plăcută, lume frumoasă, toți parcă pentru tine să te facă cât mai mare. Așa este. Este o emisiune, da, este o televiziune după mine, că am fost la atât de multe, o televiziune care o să ajungă printre cele mai bune televiziuni. Așa vă mulțumim din toată inima, este un real... Da. Toată lumea așa cu dărăcie
dar de la Dumnezeu pentru tine, pentru... Și m-am bucurat treaba asta. Am cântat și la Măruță, am cântat peste tot. Dar mai o leacă mai... Aici cu sufletul așa te primește. Așa, e atmosfera frumoasă că ești atmosfera. Lângă fica ta, spunea. Așa este, așa este. A, fica mea o știu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Eu o consider una din cele mai buni, fără falsă modestie, da. din Moldova. Cea mai bună cântăreață pentru așa da, să mulțumesc frumos. Haideți să nu ne lăudăm singuri, să ne laude alții. Tata, eu vreau să-ți mulțumesc că ești lângă mine. Este o onoare pentru că tata este cel care m-a dus de mânuță în clasa 1 și mi-a spus, tata, vezi, această clădire, când ai să fii tu mare, ea va fi mică. Și el știa ce spune, eu nu știam ce spune el. Dar iată că lucrurile au devenit din ce în ce mai serioase și îi mulțumesc în primul rând tatălui meu pentru că m-a condus spre acest castel al muzicii. Am mai spus lucrul ăsta, poate pare un clișeu, dar mie mi-e drag să spun treaba asta, că e foarte greu de cucerit acest castel al muzicii. Să nu credeți că muzica este matematică și dacă începi să cânti pe note, îți iei o răspundere. Și eu învăț toți copiii mei, indiferent ce vor să cânte, că vor să cânte ușoară, populară sau... cântă numai la pian. Oricum, ei trebuie să știe din ce tonalități cântă, am mai spus-o, da, și trebuie da. Să învățăm folclor frumos, doine, balade, lucruri care reprezintă acest popor frumos. Este un punct de pornire pe care ei trebuie să îl aibă și asta mă bucură, faptul că dumneavoastră puneți accent pe acest aspect. Până la urmă, este un aspect definitoriu pentru un viitor artist. Da. Și așa cum spuneam în debutul emisiunii, dumneavoastră ați venit înconjurată de copii, dar și de doamne care poate și-au descoperit dragostea pentru muzică mai târziu sau poate că, din păcate, în copilărie nu au avut șansa să facă ceea ce și-au dorit, fie pentru că au fost probleme din punct de vedere financiar, fie că părinții nu aveau suficientă încredere în copiii respectivi. Iată că acei copii au devenit mari și au reușit să-și pună bazele unei pasiuni singuri, în mod independent. Iar pentru asta, dumneavoastră sunteți în mare parte responsabilă, pentru că v-ați luat o asemenea răspundere până la urmă, să vă ocupați de ceea ce până la urmă a fost o tristețe devenită astăzi bucurie pentru ei. Oh, este un vis pentru fiecare om să ajungi să vezi pasiunea ta împlinită. Eu am avut... cum să vă spun eu, visul de a fi artistă de mic copil, dar am avut un tată care m-a susținut, o mamă care m-a ajutat și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Sunt și în ziua de astăzi alături de mine. Însă, sigur că sunt oameni care mai puține șanse au avut decât mine sau decât alții. Și atunci eu m-am gândit la această parte de oameni pasionați și talentați și am zis, măi, de ce nu? Toate concursurile și toate festivalurile spun așa, ce urmărește acest festival? Promovarea tinerelor talente, cu tare, cu tare. De ce numai tineri? Dragii mei, de ce numai tineri? Și eu sunt tânără. Ce dacă am 50 de ani? Tinerețea este în suflet și bucuria tinereții ți-o dăruiește pasiunea de frumos. Dacă ești un om frumos interior, poți fi tânăr și la 100 de ani. Eu am văzut babe la 20 și femei extraordinar dezvolte și de frumoase, care au ceva de spus și de dăruit lumii la 60 de ani. Să nu vorbim de alte popoare, că nu-i cazul. Vorbesc acum doar de femei din România, care cu adevărat au ceva de transmis, indiferent de vârstă. Așadar, pasiunea nu are vârstă. Pasiunea nu are vârstă, draga mea. Deci este clubul pe care eu l-am inventat, eu îl susțin și aștept cu drag oameni de toate vârstele. Veniți, dragii mei, la acest club, pentru că este un club în care poți să petreci 2-3 ore cât dorești să cânți și să înveți a cânta dacă ți-e drag să cânți. Fără să-ți fie rușine, fără să ai niciun fel de reținere. Da, reținere, pentru că vin oameni și cu bani. Am avut director de fabrici. Doamna, atât mi-e de drag să cânt. Doamne, eu vreau să învăț melodia asta lui Gabi Luncă de când aveam 20 de ani. Și acum chiar vreau să o învăț. Adică oameni care și-au dat seama, eu am ce dărui, eu vreau să cânt cu familia mea acasă și dacă pot să cânt și la vecini și la prieteni, de ce nu? Dar vedeți... Pentru mulți poate este un refugiu. Un refugiu de responsabilități, de grijă. Eu nu vreau să fie numai refugiu. Eu vreau să înțeleagă lumea că se poate să facem concursuri pentru oameni adulți. Și vreau ca cei care mă aud și sunt acolo la forumurile de sus, da? Poate chiar din Ministerul Culturii, vreau să
dăm o șansă și celor care nu au 20 de ani și celor care n-au avut șansa unor părinți care să-i susțină. Haideți să lăsăm oamenii să învețe să cânte frumos, să danseze frumos. Și eu vă aștept cu drag la acest club, pentru că am aceste două cluburi pe care le conduc, în afara profesiei mele de mezzo-soprană din operă. Mulțumesc Dumnezeu că avem un program care ne permite să mai facem și altceva în timpul liber, dar Ribana Music Club se ocupă doar de copii tineri, iar această pasiune nu are vârstă, acest club pasiunea nu are vârstă, este special pentru adulți, special pentru oameni care poate că le este rușine să vină la Ribana Music Club sau alte cluburi de tineri să spună: Doamne, vreau și o să învăț o melodie. Dar în această situație este binevenit și nu va zâmbi nimeni, dimpotrivă, voi fi foarte serioasă, promit. Sigur că da. Se pare că avem un telefon deocamdată, voiam să vorbim puțin și cu doamnele, dar dăm prioritate telespectatorilor. Așadar, bună seara, vă ascultăm. Cine sunteți, de unde ne sunați? Hristos a înviat. Îmi pare rău că nu sunt și eu lângă stimata doamnă Gianina Ribana Crețu, profesor minunat și om minunat. O felice din toată inima pentru ce face și sper să ne vedem cât de curând. Mă numesc Carmen Cornici. V-am recunoscut după voce. Îi urez la mulți ani și pentru ziua dumneiei din naștere și pentru activitatea dumneiei. Și mi este foarte dor și de dumneiei și de fete, că nu ne-am văzut cam de mult. Vă mulțumim din toată inima pentru că ați intrat în legătură directă cu noi. Știm cât de mult v-ați fi dorit să fiți alături de noi în această seară, însă se pare că unele lucruri sunt mai greu de gestionat în viață, așadar da, ne mulțumim chiar și cu această intervenție telefonică. Vă dorim multă sănătate. Vă mulțumesc și eu, doamna Carmen, vă mulțumesc din suflet, v-am recunoscut după voce, chiar dacă nu v-ați fi prezentat. Dumneavoastră știți că vă iubesc și vă susțin în toată activitatea noastră artistică. Vreau să spun că doamna Carmen are deja vreo 5-6 piese, nu? Doamna Carmen, câte aveți? Da, făcute cu, piese, da, cu bravo, felicitări, 6 piese lucrate cu domnul Cristian Năstase și doamna Carmen cu soțul dumneiei face niște texte foarte frumoase, are o piesă extraordinară, scumpii dragii mei părinți, pe care o iubesc la nebunie, mi-e place piesa aia, o ascult cu drag și bine, are și o voce minunată doamna Carmen. Așa este. Și dragii mei, să știți că doamna Carmen are o profesie obișnuită, ca noi toți ne ducem în fiecare zi să facem bani, dar această pasiune este pentru dânsa sfântă și, într-adevăr, nu pot decât să o felicit pentru că a investit în vocea dumneiei și se bucură și pune pe Facebook cu drag și cu mândrie acele piese frumoase lucrate cu domnul Cristian Năstase, căruia da, îi mulțumim pe această cale. Vreau să spun că și dumneavoastră ați pus umărul destul de consistent la cariera mea, ca să zic așa, pentru că sunt, într-adevăr, un artist, nu, cum să spun, așa, cu... Doamna Carmen, știți cum e, ca orice gospodină, dacă ai aluat, iese bun cozonacul, nu? Dacă ai bună făina, dacă ai bun aluatul, iese bun cozonacul. Așa că să știți că munca mea, într-adevăr, nu a fost în zadar și mă bucur și îmi pare rău că nu sunteți alături de noi, dar noi vă înțelegem, fiecare avem un serviciu pe care îl respectăm și asta mulțumesc e viața. Sper cu altă ocazie să facem da, o petrecere. O să venim cu altă ocazie aici și o să facem o petrecere da, frumoasă. Da. Vă pup și vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim din toată inima pentru că ați intrat în legătură directă cu noi și, desigur, în măsura în care timpul vă permite, vă invităm să rămâneți în continuare în fața micilor ecrane. Și, bineînțeles, așa cum am promis, vreau să discutăm puțin și cu cele două doamne care sunt alături de noi în această seară, dar, înainte de toate, vă mai las puțin să vă mai dregeți emoțiile, pentru că se pare că mai avem încă un telefon și spunem chiar acum, alo, bună seara, vă ascultăm! Alo! Bună seara, vă ascultăm! Bună seara! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Vreau să o felicit pe doamna Gianina Ribana. Este o persoană specială sufletului meu. Vă felicit, doamna Gianina. Vă mulțumesc de suflet, doamnă. Sunt foarte emoționată, sunt Petronella din Italia. A, ce frumos, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. M-am emoționat. Vă iubesc și știți că vă respect și foarte mult. Și eu vă iubesc. Mulțumesc frumos. Și eu vă iubesc. Sunteți o femeie sufletului meu. Vă doresc tot binele din lume.
Multă sănătate și tatălui dumneavoastră, doamna Gianina. Mulțumim, mulțumim frumos, doamna Petrona. Vă iubesc. Și noi. Vă mulțumim din suflet pentru intervenția telefonică și desigur vă invităm să rămâneți în continuare în fața micilor ecrane pentru că vor urma și surprize muzicale atât din partea doamnei profesoare cât și din partea elevelor care au venit, dar și din partea domnului Ion Crețu. Așadar, doamna Gianina, vreau să vorbim puțin și cu cele două doamne care au venit în această seară alături de noi. Întâi de toate începem cu doamna Mariana, care este de la Botoșani, deci deja rezonăm foarte bine pentru că suntem din același județ, ar trebui să scăpăm de emoții. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit și țin să vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și mulțumesc și doamnei Ribana, care este într-adevăr o persoană foarte specială pentru mine. Am foarte mari emoții, deci Nu trebuie să avem emoții, așa este. Cred că este și normal, pentru că sunt pentru prima dată într-un studio de televiziune, dar țin să-i mulțumesc foarte mult pentru că m-a încurajat foarte mult și este întotdeauna acolo lângă mine să mă susțină și să mă ajute să vă depășiți toate emoțiile și să evoluați, căci despre asta evoluez, este vorba. Da. Eu sunt foarte mulțumită de evoluția mea până acum. Sunt o începătoare, într-adevăr pasiunea vine din copilărie și, cum spuneai și tu, părinții mei nu au avut atât de multe posibilități. Provin dintr-o familie foarte numeroasă, cu 8 frați, și visul meu cel mai mare a fost întotdeauna să cânt. Da. Mi-aduc aminte și acum, prima mea amintire dragă din copilărie legată de muzică este Bot Gros cu vioara lui și mi-am dorit atât de mult să pun în practică această pasiune, să-mi o cultiv. Și uite că sunt astăzi aici și sunt foarte, foarte fericită și mulțumesc, vă mulțumesc și vouă și mulțumesc încă o dată, doamnei Ribana, pe această cale. Cu drag, scumpa mea, vreau să spun și eu două vorbe. Am văzut multă lume în viața mea, că am cântat la petreceri, la evenimente și am stat lângă sufletul omului acolo și am cunoscut persoane și personalități. Dar acest om este plin de vibrație pozitivă. Această scumpă doamnă, de când mi-a intrat în clasă, am simțit impactul pozitivității, adică are o energie pozitivă prin gândire, prin atitudine. Am zis, nici nu trebuie să mai aud vocea. Femeia asta este plină de pasiune și de talent. În momentul în care a început să-mi și cânte, bineînțeles că, dragii mei, nu ne naștem atot știutori. Toți trebuie să învățăm. În tehnică vocală este extraordinar de mult de învățat. Dar acest om m-a convins că trebuie să cânte, m-a convins că trebuie să-i dau tot. Adică dacă aș avea o putere să iau tot din căpușorul meu și să-i pun ei deodată acolo, ar fi extraordinar. Pentru că e atât de pasionată și își dorește atât de mult să cânte. O să vedeți în timp ce cântă cât de frumos dăruiește, transmite. Este extraordinară. Eu vă felicit și vreau să nu vă lăsați, cu toate că sunteți mamă singură cu doi copii pentru care trebuie felicitată cu adevărat. Eu știu ce înseamnă să fii mamă singură, deci aveți toată dragostea mea și tot respectul meu pentru asta. Dar faptul că nu am împiedicat-o nimic să meargă la Botoșani, să culeagă de acolo niște lucruri extraordinare, a venit cu niște chestii foarte frumoase. Deci, eu vă spun, costumul ăsta este exact de acolo, din inima Botoșanului. Exact, da? Din de unde sunteți dumneavoastră, spuneți dumneavoastră că eu nu știu exact. Acest costum este un costum chiar din comuna mea natală, comuna Durnești, județul Botoșani. Și sunt foarte mândră și mă simt foarte responsabilă să-l port. Sunt, nu știu, în momentul în care am îmbrăcat acest costum, am simțit ceva ce nu s-a simțit niciodată. Cu siguranță. Da. Este ceva care vine din sufletul meu și asta cred că... Faptul că pot să transmit asta, sunt o altă dovadă a faptului că ai făcut un lucru bun venind la pasiunea nu are vârstă. Da. Așa este. Și o întrebare foarte importantă. La ce vârstă v-ați gândit să începeți, practic, un drum în această direcție? Eu am mai avut încercări în copilărie, dar emotivitatea asta mi-a dat un pic de furcă și am renunțat chiar la un moment dat. Am spus că... La un moment dat am uitat versurile pe scenă și am spus că am jurat atunci că eu nu voi mai pune mâna pe microfon și nu voi mai urca vreodată pe o scenă, dar visul meu nu mi-a dat pace și a urlat în mine până când l-am auzit și așa am ajuns în fața doamnei Ribana și
fac de puțin timp canto, adică de două luni, de două luni, nu fac de foarte mult timp, dar am simțit că asta este ce vreau să fac. Și dacă îmi permiteți, așa ca o paralelă, deci că se poate, ce ocupație aveți dumneavoastră în viața de zi cu zi, dacă ne puteți spune, dacă nu putem depăși subiectul? Sigur că da, eu lucrez la un magazin foarte mare de bricolaj, da, sunt consilier vânzări chiar. Da? Lucrez în vânzări, sunt, așa cum a spus și doamna Ribana, am o meserie de mamă, da, mamă singură cu doi copii, am doi băieți, Luca și Gabriel, pe care îi salut, doi năzdrăvani, da, și îmi ocup timpul cu lucruri frumoase, încerc să-mi ocup timpul cu lucruri frumoase, dar pe lângă jobul meu și pe lângă toate astea, pasiunea mea principală și cea mai importantă rămâne muzica. Exact asta voiam să subliniez, că întrebarea mea nu a fost una întâmplătoare, pentru că voiam să facem această comparație între ceea ce este omul în viața sa de zi cu zi și ceea ce își dorește de fapt să fie în același timp. Pentru că vorbim despre o îmbinare, pasiunea și ceea ce este de fapt sursa noastră devenită, sursa prin care ne câștigăm existența și pentru asta vă felicit din toată inima. Mulțumesc! De asemenea, vă rog să pasați microfonul și spre doamna Florentina Nichita, pentru că vrem să auzim și povestea dumnea ei, să aflăm câteva lucruri și despre cariera pe care o aveți până în prezent și, desigur, la ce vârstă ați cunoscut-o pe doamna Ribana? Când v-ați apucat de cântat propriu-zis? Hristos a înviat la toată lumea și celor de acasă. Îmi salut adevărat și eu părinții. Sunt sigură că se uită și au emoții pentru mine. Am cunoscut-o pe doamna Ribana anul trecut, la vârsta de 45 de ani. Acest club mi-a împlinit un vis din copilărie. Nu au fost oportunități, dar vreau să le mulțumesc părinților că cei au sădit dragostea pentru muzică în sufletul meu. Mama, atunci când mă legăna, îmi cânta. Când făcea curățenie, treabă în casă, tot timpul cântam, am auzit și am învățat cântece de la ea. De asemenea, și tatăl meu a cântat în tinerețe, a fost acordeonist. Deci am primit o genă bună de la ambii și vreau să le mulțumesc pentru asta. Și în viața de zi cu zi, cu ce vă ocupați? Cu frumosul. Accesorizez doamnele și domnișoarele. Ce frumos! Creez bijuterii și haine. Vreau eu să intervin aici. Sigur, deci nu vrei să știi, Diana, cu ce se ocupă această minunată doamnă. Face minuni. Deci, Swarovski cu argint și cu aur le împletește atât de frumos. Face coliere minunate, face brățări din perle de cultură sau din agate. Tot ce vezi pe mine și tot ce să mai vezi de acum încolo, totul îi aparține. Deci este o creatoare de frumos extraordinară, extraordinară. Deci iată frumusețea din sufletul dumneaei, nu este numai dedicată numai muzicii, ea creează frumos. Îmbină două arte. Creează frumusețe. Îmbină două arte. Vă felicit din toată inima. Mulțumesc. Și totodată vreau să vă spun că trebuie să aveți foarte mult curaj, atâta timp cât sunteți pe mâinile unei femei atât de puternice. Doamna Ribana, după cum puteți vedea, este o femeie care nu știu de unde își găsește puterea, dar o are. Este cert, sunteți o femeie foarte puternică. Și cu siguranță vă va inspira și pe dumneavoastră atunci când veți avea nevoie. De asemenea, avem și un mezin în această seară, pentru că data trecută se pare că lucrurile au fost de așa natură, încât unul din elevii Ribana Music Club nu a putut fi prezent. Da, da, dar... da. Eu am venit data trecută cu Ribana Music Club, doar cu acel club, dar el, Prodanciuc Augustus Constantin, are un nume foarte frumos și este și un băiețel frumos, așa, are niște ochi superbi, dar o să vedeți că are și o voce foarte bună. A venit cu mama băiețelul să studiem la pian, da? Însă eu, cum sunt iscoditoare, zic, da, nu cumva avem noi voce, ia să vedem că la pian ne numărăm. Una, două, trei, patru, acolo ne ținem timpul și tempoul. Și bineînțeles că eu am văzut că el are, i-a dat Dumnezeu destul. Și atunci a fost de acord mama cu mine să învățăm și o piesă de muzică populară. Și o să vă interpreteze ceva foarte frumos. Deci el, când am venit eu cu Ribana Music Club, încă nu era. Deci are două luni de când e la mine în club. Și mulțumesc Dumnezeu că l-a trimis, pentru că e foarte important să
se ocupe cineva cu dragoste de copilul tău. Iar doamna Prodanciuc merită tot respectul meu. Este la fel o mamă singură. Am înțeles că soțul ajută foarte mult, fostul soț, dar este un copil minunat care are doi părinți minunați care se ocupă de el și mă bucur că Dumnezeu l-a trimis la mine. E foarte talentat, să știți, și la pian cântă foarte bine. L-am pregătit pentru a intra la Colegiul Național Octav Băncil acum dintre a 5-a și sperăm să și intre. Așa-i? Să-i dăm puțin și lui microfonul să ne spună câteva cuvinte. Puteți el da pe al dumneavoastră. Așadar, bună seara și bine ai venit la noi, Augustus. Vreau să te întreb dacă vrei să transmiți ceva celor de acasă, părinților tăi, fraților, dacă ai frați mai mari sau mai mici, bunicilor, de ce nu? Vreau să-i transmit mamei că fără ea, toate lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat. Ea îmi dă tot ce mai bun din ea. Ce frumos! Cu siguranță părinții tăi sunt foarte mândri de tine, dragul nostru Augustus. Prin urmare, mândria va fi și mai mare dacă ne vei cânta. Ce spui? Vrei să fii tu primul? Da. De fapt, primele au fost deja grupul Sânzinilor, despre care vom vorbi ceva mai târziu. Acum însă se pregătește să vă cânte Augustus Prodanciuc. Piesa se numește Cântă cucu în Bucovina, așa cum bine știm. O piesă care... pe care o cunoaște toată lumea, aparține maestrului Grigore Leșe. Până atunci însă, până se pregătește dragul nostru Augustus să ne cânte, să știți că am primit foarte multe mesaje de la dumneavoastră, cei care ne urmăriți în aceste momente, iar un prim mesaj ar fi de la Isabela Isa, care ne spune: bravo, draga mea cumnată Simona, suntem mândri de tine. De la Wiki Italica ne spune: foarte frumos, draga noastră Simona Dumitru. Lucia Strălucia, care ne spune: superb, fetelor, este vorba despre doamna Lucia Sacaliuc, pe care o salut din toată inima, desigur și pe soțul dumneaei, pe domnul Oleg Sacaliuc, multe salutări de aici, de la ea, și desigur vă așteptăm cu drag la noi atunci când veți avea ocazia. De la Claudia Antohi, care ne spune: felicitări Simona, te pupăm. Marian Mogurel, foarte frumos. Broască Costel, superb. Mari Mădă, care ne spune: Hristos a înviat, felicitări, foarte frumos. Și mai avem și alte mesaje pe care însă le vom citi după ce ne va cânta Augustus Constantin Prodanciuc. Cântă
Îți mulțumim tare mult, Augustus, pentru această piesă minunată, însă acum, după tine, va fi, bineînțeles, doamna profesoară Ribana Crețu, pe care o rugăm să se pregătească să ne cânte rapid, rapid, pentru că timpul ne este dușman în această seară, dar totuși avem timp să vă citim câteva mesaje de la cei de acasă. Avem de la Onofrei Nadia, care ne spune: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Ramona Moreanu, care ne spune: felicitări, Simona. Valentina Ilona: felicitări. Valentina Ilona din nou ne spune: Hristos a înviat. Svetlana Spataru, care ne spune: bravo, felicitări tuturor. Ilona Maftei, care ne spune: Hristos a înviat. Svetlana Spataru, care ne spune: domnul Crețu, bravo, vă cuprind cu drag. Petronela Bordei: cei mai frumoși oameni. Din nou de la doamna Svetlana Spataru, care ne spune: Gianina, ești superbă, te sorb și mă bucur din inimă. De la Mihaela Michi, care ne spune: sănătate multă, vecinul. Și din nou de la doamna Svetlana Spătaru, care ne spune: Chișinăul te iubește. Așadar, doamna Ribana, pentru asemenea cuvinte merită și cei de acasă o dedicație specială pentru toți cei care ne urmăresc în aceste momente. Așadar, vor urma două piese minunate cântate de doamna Gianina Ribana Crețu. Avem piesa Astăzi este ziua mea și Bătuta ca la Iași. Le ascultăm și revenim. Am cântat la bogat și la sărac mai, dar azi lume, draga mea, pentru mine voi cânta mai. Toată viața am cântat la bogat și la sărac mai, dar azi lume, draga mea, pentru mine voi cânta mai. În buchetul vieții, încă o floare am pus, anii tinereții la un loc i-am strâns. Degeaba nu am trăit, am avere pe pământ mai, în casă rază de soare, fata mea boboc de floare. Degeaba nu am trăit, am avere pe pământ mai, în casă rază de soare, fata mea boboc de floare. Îmi seamănă bine și-n ochii de-o privesc, nu simt că-mi trec anii, simt că-mi tineresc. Nu sunt fără de păcat, dar mi-e sufletul-n păcat mai, că-am trăit pe voia mea și cum mi-a vrut inima mai. Nu sunt fără de păcat, dar mi-e sufletul-n păcat mai, că-am trăit pe voia mea și cum mi-a vrut inima mai. Rău deloc nu-mi pare că-am trăit frumos, ce-am făcut în viață a fost cu folos. Ascultă lume, ascultă, viața asta e mult prea scurtă, și oricât ne-am chinuit, anii nu-i putem opri mai. Ascultă lume, ascultă, viața asta e mult prea scurtă, și oricât ne-am chinuit, anii nu-i putem opri mai. Iubește, petrece, tinerel cât ești, că orice ai face, tot cu ani plătești. Petreceți cu mine, că azi e ziua mea, și de mâine lume, ce-o fi o vedea. Iuti, iuti și drăcos, șai, rai, 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 ra. Că jocuie stai frumos, șai, rai, 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 ra. Bătuti cu bătăi, ca la Iași, ca fi la noi, tropotita focului, ca la Valea Lupului. Bătuti cu bătăi, ca la Iași, ca fi la noi, tropotita focului, ca la Valea Lupului. Una, două și încă una, ia ca strâi întotdeauna, numai arat și socotit, mergi jocul învârtit.
și voi fetișu bubeță, șai rai 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 ra, ca să cheuie băieță, șai rai 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 ra. Când la Jocovinități, din Domeș la Dobrovăț, din Dumeș la Prisacani, unde-s oameni gospodari? Când la Jocovinități, din Domeș la Dobrovăț, din Dumeș la Prisacani, unde-s oameni gospodari? Ia ca stric și vine patru, ca moldoveanul nu-i altul, când își faci și veselie, să trăiască în boierii. Iuti, iuti, când e greu, șai, rai, 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 ra. Vijelie în jurul meu, șai, rai, 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 ra. Că la joc nu-i ca la lucru, nici ca la arat cu plugul, îi numai de tropotit și cu foc de fâșcăit. Că la joc nu-i ca la lucru, nici ca la arat cu plugul, îi numai de tropotit și cu foc de fâșcăit. Cobiniți și cinci la rând, la șase s-aud bătând ușoarele la turiac, că atunci mi-e-l mai drag. Până atunci atâți cu mine, șai, rai, 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 ra. Veseliți și trăieți ghini, șai, rai, 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 ra. Că așa-i frumos pe lume, șai, rai, 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 ra. Nu vă dați, nu vă lăsați, cu foc talpa apasați, bucuroși tăți la un loc, până scric ca o lua foc. Nu vă dați, nu vă lăsați, cu foc talpa apasați, bucuroși tăți la un loc, până scric ca o lua foc. Ia ca-i șepte și apoi opt, că și reșelii s-o cop. Și apoi nouă vine ză și pe bătute s-nțelege, că și jocul s-o gătit, vine altul de pornit, cu foc după scriptaraș, tot așa ca fi la Iași. Vă mulțumim din toată inima, doamna profesoară Ribana Crețu, și vă poftim în continuare alături de noi. Vrem să vă spunem că aceste piese două ne-au priit foarte bine, mai ales după un post atât de lung. Se pare că aceste piese au fost foarte bine venite și se pare că avem o nouă invitată care se pregătește să vină alături de noi. Este vorba despre Elena Vezeteu, însă care vă va cânta întâi de toate, dar până atunci mai citim câteva mesaje de la dumneavoastră cei de acasă. Și avem de la Liliana Căunea, care ne spune: aș vrea să o felicit pe doamna Ribana pentru tot ceea ce face și tot ceea ce este. La mulți ani și multe bucurii vă doresc. Nepoatei noastre, Andra, îi dorim mult succes și mulțumim că ne aduce multe bucurii. De la Daria Timofte, care ne spune: felicitări, aveți mare dreptate, pasiunea nu are vârstă. De la Maricica Turca, care ne spune: felicitări, Brândușa Onofrei. Ilona Maftei, la mulți ani. Valentina Ilona, care ne spune din nou: la mulți ani. Havriliuc Anca Mira, care ne spune: la mulți ani, superbă doamnă, vă stimez și vă iubesc mult. Mai avem și alte mesaje, dar le vom citi după ce ne va cânta Elena Vezeteu. Piesa se numește Nu mă deocheți, bre. Să vedem! Eu rezolv. Tu zâmbești la unde? Oameni buni, mă ascultați și cu mine joc, intrați. Moldovean că sunt și eu și n-o să vă pară rău, dar îmi place și ca să joc. Când iubesc, parcă iau foc. Te privești în ochii mei, s-ar din inimă scântei. Te privești în ochii mei, băi, s-ar din inimă scântei, mă. Hai, hai, șocă și joc aici cât vreți. Nu mai crezi să aveți, nu mai crezi. Ca să nu mă deocheți. Și nu mă deocheți, bre. Am un bani tare, îl plac. Îl fac să zacă în pat. Îl fac să zacă în pat. Numai eu îi găsesc leac. Dar și bani pui de drag. De el nu mai pot să scap. Nici la joc, nici la iubit. Că mițile i-am sușit. Nici la joc, nici la iubit. Păi că mițile i-am sușit, mă. Uite-o fată și un băiet, joacă după clarinet și trompeta sună în vânt. Hai cu stângul la pământ, hai cu stângul, hai cu dreptul. Ușurel ca moșul Petru, baba spune pe tristai. Anii tineri nu-i mai ai, baba spune pe tristai. Că anii tineri nu-i mai ai, mă.
cam supărat. Tăti fetile-o jucat, tăti fetile-o jucat, până și l-o de ochiat. În lume când am plecat, pe oameni buni eu am dat. Azi când și-mi pare ghini, că-s oameni buni lângă mine. Moldoveancă și-mi-e drag, să când la joc să mă bag. Dar nu lângă orice șini, numai cu șini-mi stă bine. Dar nu lângă orice șini, da, numai cu șini-mi stă bine. Hai, hai, și haideți și voi dacă vreți. Numai grijă să aveți, numai grijă să aveți, ca să nu mă de ochez. Ram tam taira diri diri da, ram tam taira diri diri da, ram tam taira diri diri da, nu mai te ochezi bre. Felicitări, draga noastră Elena Vezeteu, te poftim alături de noi să vedem, să te cunoaștem mai bine, de fapt, pentru că vrem să aflăm câteva detalii despre tine. Deja mici informații am aflat de la doamna profesoară Ribana Crețu, care ne-a făcut o introducere despre tine, dar, desigur, vrem să-ți dăm ocazia să ne spui și tu câteva cuvinte despre activitatea ta, mai ales datorită faptului că ai început să cânți într-o modalitate profesionistă de puțin timp. Așadar, bună seara și totodată Hristos a înviat, draga noastră Elena. Mă bucur să mă aflu în această seară aici. Păi, cariera mea, să zic așa, și pasiunea mea totodată a început de mică. Mereu mi-a plăcut muzica. Ușor, ușor am evoluat. Da. După aceea am decis să vin la doamna Ribana și cu ajutorul ei am reușit să evoluez mai mult. Ne-a spus deja doamna profesoară că tu faci parte dintr-o familie în care muzica este primordială, dacă îmi poți spune așa, și practic tu de acolo ți-ai rădăcinile, acolo ți-ai găsit inspirația în ceea ce privește drumul acesta. Așa este. Doamna profesoară, cu siguranță... Vreau să o felicit pentru că este o fetiță foarte pasionată și foarte talentată. Am înțeles că are rude, care cântă, acordeoniști, saxofoniști, ce mai sunteți acolo. Da. E foarte bine, vreau să felicit și pe toți cei care au susținut-o și care au avut grijă să o îndrepte, să îndrepte pașii spre acest cânt folcloric. Însă eu i-am explicat, are 2 luni de când a venit la mine, am îndrăznit să o bag în studio pentru că ați văzut, cântă foarte bine. Așa este. Însă are mult de muncă pentru a ajunge un solist recunoscut și pentru a cânta un folclor autentic, trebuie să avem grijă de la costum până la tot ceea ce înseamnă rădăcină românească. Și bineînțeles că țin foarte mult la negativele cu care te prezinți, țin foarte mult ca fiecare piesă să o cunoști, să știi de unde o cânți, pentru că nu totdeauna ai să cânți cu negative, ai să cânți și cu formații, ea știe foarte bine, cântă cu formație. Și este foarte important pentru ea să învețe a cânta profesional. Așa adică este. Să învețe tehnică vocală, ea are un aluat foarte bun, are o voce foarte bună și un ambitus destul de înalt, ajunge până în mi, până în fa, fără a imposta profesioniștii, știu ce spun eu. Este o fetiță cu o voce foarte bună și este tinerică. Câți ani ai, scumpa? 16 ani, da. 16 anișori, mulți înainte să fii sănătoasă, îți urez succes în cariera ta și vreau să-ți felicit părinții că știu că fac eforturi pentru tine și financiare și din toate punctele de vedere și felicit asemenea părinți care chiar știu ce vor pentru copiilor. O educație muzicală nu strică niciodată. Eu am avut un profesor de matematică care intra în clasă, în clasa 4-a, n-am să uit niciodată. E adevărat că am făcut colegiul de octavă băncilă, dar acel profesor era un Eminescu, un alt frumos, și când se așeza la pian, aproape că eram toate topite, îndrăgostite, toate copchirile astea din clasa 4-a eram topite după el, pentru că omul avea o educație muzicală extraordinară și ne cânta Chopin. Adică începea ora de matematică că îți doreai tot timpul să mai faci o oră de matematică cu dumnealui. Da. Așa că o educație muzicală nu strică niciodată, indiferent că ajungi medic sau eu știu ce-ți propui tu să faci în viitor. Dar eu zic că tu cu predilecție ai să faci această meserie, această profesie frumoasă, ai să cânți. Se vede clar că pentru asta ai fost născută și mulțumesc Dumnezeu că ai venit la mine și sper să pot să-ți dăruiesc tot ceea ce
măcar jumătate, dacă nu chiar tot, ceea ce pot eu să-ți dăruiesc și să ajungi acolo unde îți dorește inima ta. Lucrurile de finețe se vor mai pune la punct și treptat, adică trebuie să luăm lucrurile pas cu pas și, într-adevăr, Elena promite multe, așadar te felicit din toată inima. Mulțumesc din suflet. Și, desigur, vom merge mai departe cu cântec, însă de această dată vom asculta o doină pe care doamna profesoară Gianina Ribana Creță ne va cânta și nu va merge la locul pe care noi l-am pregătit acolo pentru artiștii noștri, ci va rămâne aici, înconjurată de tatăl dumneaei, de elevele pe care le susține cu atâta drag și, bineînțeles, alături de dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți în aceste momente. Așadar, zic să ascultăm această doină minunată. Maicuță duioasă, rămâi sănătoasă, cât de aspi mâini mă duc de la tine, peste o apă lină, în casă străină. Casă străină, iartă, mamă, iartă, cu inima ta. Maicuță, să fiu dispărțită de părinții mei și bătrânei, buni și bătrânei. Casă străină, în casă străină.
Vă mulțumim din toată inima, doamna profesoră Gianina Ribana Crețu, pentru această doină minunată, chiar dacă piesele pe care le-am adus în această seară sunt mai de nuanță, mai ritmate, se pare că această doină a fost binevenită pentru că ne-a trezit așa fiecăruia dintre noi sentimentul puternic pe care îl avem, sentimentul de iubire, desigur, pe care îl avem față de cele care ne-a dat viață. Așadar, sincere, mulțumesc. Felicitări! Mulțumesc! Eu sunt mamă de fată și îmi place tot ceea ce înseamnă doină de părinți, de fete plecate de acasă și venite din când în când, așa cum facem cu toții. Avem viața personală, avem drumul nostru în viață și îi lăsăm pe părinți acolo unde am vrea să fim lângă ei, poate mai des, dar nu reușim. Și aș vrea să-l întreb pe această cale pe maestrul Ioan Crețu, ce sentimente vă trezește această piesă în calitate de părinte? Bă, eu vreau să spun, eu știu, poate pe mulți dintre telespectatori, chiar mi-au dat lacrimile, pentru că trăiesc aceste clipuri. Eu, când văd că fetița mea cântă atât de frumos, când văd că e apreciată de atâta lume, îmi crește inima, sunt așa, zic. Eu am fost prima cărămidă. Eu, la vârsta de 17 ani, am dus-o și-o cântat la, ții minte, la prima ei, cu lăutare adevărați, restaurant. Eu am cântat și cu pianul. Am vorbit cu băieții și ei mi-au spus, băi, tu ai un geniu de copilă. O scot nebunit, am făcut o geantă de parale noaptea asta și toată seara asta cântați. Da, și mă bucura și de acolo i-am întrebat-o, tată, e obositor, tată, nu suport fumul. Băi, băi, asta e crisma, asta e lăutăria. Hai să te obișnuiești. Și treptat, ce poți să cânti? Toți o luau, și la Trăian, și la Unirea, și la Moldova, peste tot. Da, nu avea voie să cântă toate genurile astea. Opera, dacă o are din operă, cântă și astea, când ai fata-i la operă. Sigur că da, sigur. Da, mulțumim Lui Dumnezeu că nu se mai fumează. Da. Nu se mai fumează restaurante, asta este minunat pentru tot tineretul ăsta care cântă. Dar, într-adevăr, eu am cântat și cu piesa, cu vermona. Țin minte că aveam o vermonă de asta și cântam cu un chitarist, un basist. Eu eram și cu pianul și cu vocea. Ceea ce este foarte important. De obicei, soliștii care sunt instrumentiști sunt soliști foarte buni, pentru că sunt foarte muzicali. Și este foarte importantă atenția asta distributivă. Să fii atent și la ce cânți și la ce cânți cu pian. Da. Foarte important. Și greu totodată. Și greu. Dumneavoastră ne puteți confirma. Sigur că da. Este greu, dar dacă îți place și dacă ai talent și ai putere muzicală, adică toate vin de la Dumnezeu. Este nativ. Cine are nativ, are. Cine nu, luptă și ajunge acolo unde își dorește, prin muncă. Dar să știți, poate nu la aceeași performanță. Să știți că sunt diferite păreri. Zice că 99% e muncă și 1% talent. Confirmați această zicală? Eu nu prea. Eu nu prea, dar într-adevăr aș spune că un 50% muncă îți trebuie neapărat. Absolut. Neapărat. Vreau să fericit și eu, domnișoara asta frumoasă. Da. Mă aduc aminte, tot cam pe la asta, vârsta asta, ea vrea să... Și după cum cânti, eu doresc multă sănătate și succes. Și eu, din tot sufletul, din câte cunosc eu o leacă de muzică, hai să ajungi mare, hai să vezi. Hai să ajungi o solistă cunoscută neașa asta. Hai să aduci aminte și spui, băi, Nea Gala mi-a spus, Crețu. Și uite așa. De așa cred că ai început să cânti pe la anunț, nu? Așa este. Da. Bravo, felicitări. Felicitări. Că meriți. Ai o voce extraordinară. Bravo, ci. Și cu siguranță emisiunea aceasta va rămâne amintire mult timp de acum înainte pentru tine, mai ales pentru că ai primit validarea, ai primit confirmarea faptului că într-adevăr ești un copil talentat. Așa este, mulțumesc din suflet. Cu mult drag. Și eu zic că de la o doină de suflet, așa, știm că doinele în general ne sensibilizează, ne emoționează, eu zic să trecem la o melodie de nuntă, ba chiar două, de fapt, dacă stau bine și mă gândesc, pentru că, conform desfășurătorului meu, ar urma două piese de nuntă, am pornit frumoasă nuntă și azi la nunta mea cea mare de la doamna Florentina Nechita. Așadar, ne pregătim să ascultăm și două piese de nuntă, pentru că în curând va începe și sezonul petrecerilor, dacă lucrurile se vor stabili din acest punct de vedere și dacă totul va fi în regulă din punct de vedere al sănătății, bineînțeles, pentru că știm foarte bine contextul în care ne aflăm. Și, desigur, noi așteptăm cu multă răbdare să petrecem așa cum știm noi mai bine, pentru că așa cum petrecem noi românii, nu cred că o face niciun popor. Prin urmare, trebuie să profităm de ceea ce ne-a dat Dumnezeu și de tradițiile pe care le avem. Citim câteva mesaje de la dumneavoastră, pentru că nu vrem să rămânem cu restanțe. Avem de la Gina Florentina Sandu, care ne spune, felicitări, Sabrina, felicitări.
De la Liliana Circu, care ne spune tot așa, felicitări. De la Carmen Moreanu, Hristos a înviat. Felicitări dragii noastre Simona Dumitru, mult succes în viitor pentru cariera ta. Felicitări și doamnei profesoare care este alături de aceste tinere minunate. Multe salutări din Italia. De la Dumitru Gheorghiu, care ne spune foarte frumos, și de la Laura Gurici, care ne spune Hristos a înviat, mult succes, draga mea surioară, te pup. Și totodată de la această telespectatoare avem și mesajul foarte frumos, vă felicităm din toată inima și mergem mai departe, așa cum vă spuneam, cu două melodii de nuntă cântate de doamna Florentina Nechita. Să ascultăm și revenim. Doamne ajută, tarai dire dire dira, că am pornit frumoasă nuntă, tarai dire dire dira. Cântaș voioș la mese, tarai dire dire dira, pleni cu bucate alese, tarai dire dire dira. Da zi scripcare, zi din strună, tarai dire dire dira, da hai să facem voie bună, tarai dire dire dira. Da zi scripcare, bătute-ar gluma, tarai dire dire dira, cât îi spun la toată lumea. Cu trei zile ai așteptat, dar n-ai băut, nici n-ai mâncat, n-ai știut că-i nunt în sat. Mi-ar un pochi în cap de masă, tarai diri diri dira, la mire și la mireasă, tarai diri diri dira. Cum îi soarele și luna, tarai diri diri dira, așa-s mirei noștri acum, tarai diri diri dira. Da mireasă de-am înainte, tarai diri diri dira. Hai din gură să nu zici multe, tarai diri diri dira. Și din chisoare să mergi tare, tarai diri diri dira. Că din gură să ai răbdare și cu mânuțele să faci, dar din gură să mai tași, te vrei la soacră să plași. Că nu nu și nu na, tarai diri diri dira. Să-i pun unii-n tătă luna, tarai diri diri dira. Așa n-aș dacă-mi găsam, tarai diri diri dira. Și eu de mult mă măritam, tarai diri diri dira. Da mult noroc, nănașă floare, tarai diri diri dira. Da ascultă a mea urare, tarai diri diri dira. Ei că eu nu ți-oi șere mult, tarai diri diri dira. E doamnă nașul să-l sărut și eu nu ți-oi șeri plată, dar numai cu nănaș odată să joc să știu jucată. Noi când ne-am adunat, tarai diri diri dira, păvăruțul n-am jucat, tarai diri diri dira. Da, ia poftiți, nuntaș poftiți, tarai diri diri dira, păvăruțul din șocniți, tarai diri diri dira. Ei sănătate la părinți, tarai diri diri dira. Ei că cresc cu copii cu minți, tarai diri diri dira. Și mult noroc la socrități, tarai diri diri dira. Hai să ai buză și nepoți, tarai diri diri dira. Și mai zi una strămoșească, hai tinerii să ne trăiască și cu mult foc să se iubească și neamul să ne înmulțească. Ia auzi, ia auzi, ia. Lumii dragă, lumii bună, i-auzi muzica răsună. Eu în rochii de mireasă vă aștept cu drag acasă. Azi e nunta mea așa mare și zi de sărbătoare. Inima îmi bate tare, lume, petreșesc cu bucurie. Casa de piatră să-mi fie, hai
jucați cu veselie. Și socrimiși, cinstiți nuntașii de aici, și cu nașii împreună să le faceți voia bună. Socrimași, socrimiși, cinstiți nuntașii de aici, și cu nașii împreună să le faceți voia bună. Azi e nunta mea așa mare și e zi de sărbătoare, inima îmi bate tare lume. Petreceți cu bucurie, casa de piatră să-mi fie, hai jucați cu veselie. Mi-ai pus cununa de flori și m-ai dus într-un ror. Miri, dragă, gura ta, m-a luat de la măicuța. Mi-ai pus cununa de flori și m-ai dus într-un ror. Azi e nunta mea așa mare și e zi de sărbătoare, inima îmi bate tare lume. Petreceți cu bucurie, casa de piatră să-mi fie, hai jucați cu veselie. Azi e nunta mea așa mare și e zi de sărbătoare, inima îmi bate tare lume. Petreceți cu bucurie, casa de piatră să-mi fie, hai jucați cu veselie. Vă mulțumim tare mult, doamna Florentina Nechita, pentru că ne-ați încântat cu aceste două piese minunate de nuntă, așa cum spuneam. Noi așteptăm cu nerăbdare să înceapă sezonul, însă până atunci se pregătește să vă cânte și să vă încânte maestrul Ioan Crețu, pe care rog să se pregătească în acest sens, pentru că vă va cânta o piesă minunată. Este vorba despre piesa Casa părintească nu se vinde, o piesă foarte, foarte cunoscută, așa cum bine știți. Până se pregătește maestrul să ne cânte, eu vă voi citi câteva mesaje de la cei de acasă. Avem de la Aruștei Andreea, care ne spune: Hristos a înviat, felicitări draga mea Mariana. Mihaela Ifrim, care ne spune: Hristos a înviat. Aceeași telespectatoare ne spune: felicitări surioara mea. Marian Mugurel, felicitări doamna profesoară. Mihaela Michi, foarte frumos, Marian Mugurel, bravo. De la Lili Rădeanu, care ne spune: felicitări Florentina din tot sufletul. De la Mirela Răuțu, care ne spune: ce atmosferă frumoasă acolo, felicitări tuturor. Eu abia aștept să-mi aud și să-mi văd prietena cântând. Hai Mariana, rupe opincile, te pup. Și de la Daria Timofte, care ne spune: felicitări Florentina. Și de la același telespectator, Marian Mugurel, care ne spune: felicitări domnișoara Florentina. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, însă după ce îl vom asculta pe maestrul Ioan Crețu. Ascultați-mă, surori, pe mine, și voi, frații mei, ce v-ați fădit? Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt.
fiindcă vin copiii socolinde. Nu știu că părinții nu mai sunt, casa părintească nu se vinde. Nu se vinde pragul părintesc, dintre atâtea locuri dragi și sfinte. Ochii mamii încă ne privesc. Ne-ar trebui la fiecare tot ce avem copii și viața-i grea. Însă cum să vinzi fereastra mare, cea la care mama ne-aștepta? O vom da și vom schimba lăcate și vom pune și ferestre noi. Și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străin la noi. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc, dintre atâtea locuri dragi și sfinte. Ochii mamii încă ne privesc. Ca și noi cândva din viață, și părinții sus n-or întreba ce mai face casa lor cea dragă, cine are azi grijă de ea. Om pleca și noi cândva din viață, și părinții sus n-or întreba ce mai face casa lor cea dragă, cine are azi grijă de ea. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc, dintre atâtea lucruri dragi și sfinte. Ochii mamii încă ne privesc. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc, dintre atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamii încă ne privesc. Vă mulțumim din toată inima, maestre, pentru această piesă minunată și, bineînțeles, vă rugăm să rămâneți acolo unde sunteți, pentru că urmează un duet excepțional cântat împreună cu fiica dumneavoastră, împreună cu doamna profesoară Ribana Gianina Crețu, care este foarte emoționată și se pregătește chiar acum să vă cânte această piesă minunată, acest duet, de fapt, căci este vorba despre un duet. Până atunci, însă, mai citim un mesaj pe care l-am primit de la Doinița Surugiu Nechita, care ne spune: felicitări, surioara mea, Florentina Nechita, și de la Aruște Andreea, care ne spune: felicitări tuturor. Și desigur așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Infinit TV, dar așteptăm și apeluri în continuare la numărul de telefon 0332 711 222, număr cu tarif normal. Și mai departe, așa cum vă spuneam, mergem cu un duet de excepție cântat de Ribana Gianina Crețu și de tatăl dumneaei, Ioan Crețu. Piesa se numește Sărut mâna, tatăl meu. Haideți să ascultăm. Thank you.
la mea lasă de soare. Bucuria mea e mare, ofo, că mi-am crescut florile. Tu și cu surorile. Viața, viața cu trecani, ieri eram fetița mami, ofo. Repede-am îmbătrânit, azi bunica-am devenit, mă. Ai crescut trei fete în casă, ofo, ne-ai învățat cântecul, să-mi alinezi sufletul. Eu vă las cântecul meu, să vă mângâie mereu, ofo, glasul meu și inima. Averea mea. Viața, viața cum trec ani, ieri eram fetița mami, ofo. Repede-am îmbătrânit, azi bunica-am devenit, mă. Pe masă nimic să nu ne lipsească, ofo. Ai făcut tot ce-ai putut, pe noi bine ne-ai crescut. Am copii, sunt fericit, sunt un tată împlinit, ofo. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot norocul meu. Viața, viața cu trec ani, ieri eram fetița mami, ofo. Repede-am îmbătrânit, azi bunica-am devenit, mă. Vă mulțumim din toată inima, doamna profesoară Ribana Crețu, și bineînțeles tatălui dumneavoastră pentru acest duet minunat, un duet care, să știți că a ajuns la sufletele celor care ne-au urmărit pe parcursul interpretării dumneavoastră, și avem deja un mesaj de la Mitică Juglan, care ne spune foarte frumos, de la Gina Florentina Sandu, care ne spune emoționant, mulțumim foarte mult, și de la Eugen Dumitru, care ne spune la mulți ani doamnei Gianina, multă sănătate și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru fiica Simona Dumitru, multă stimă și respect. Așadar, am urmărit cu toții acest duet și să știți că nu ne-am putut lua ochii de la această imagine pe care am vizualizat-o cu toții, atât noi cei prezenți aici, cât și cei de acasă care ne-au urmărit din fața micilor ecrane. O imagine care cu siguranță va rămâne în inima dumneavoastră, doamna profesoară, cât și în inima tatălui dumneavoastră, pentru că este un moment cu adevărat unic pentru amândoi. Da, eu cred că se regăsește orice fică și orice tată în melodia noastră. Este o melodie pe care eu am făcut-o cu drag, este textul meu, mi-aparține tot
domnul Cristian Stase ne-a făcut orchestrația și mulțumesc pe această cale. Eu totdeauna când am ocazia să interpretez această piesă, mă încearcă emoții maxime și oricât aș vrea să mă abțin, tot curge o lacrimă acolo în sufletul meu. Așa este, este de înțeles această reacție pe care o aveți și cu siguranță și cei de acasă s-au simțit la fel de emoționați. Și bineînțeles, să mergem mai departe cu cântec și cu voie bună, căci doamna Mariana Butnariu, căci despre dumneavoastră este vorba, își încearcă de fapt să-și stăpânească emoțiile încă de la începutul emisiunii, dar ne-au promis că de îndată ce va începe să cânte, va scăpa de ele. Așadar, avem două piese minunate, Hai la joc, Bade la joc și Ia ca e zi de sărbătoare. Cui aparțin aceste două piese și mergem să cântăm? Prima piesă, Hai la joc, Bade la joc, este o adaptare după din repertoriul regretatei Maria Bararu. Da. Iar cea de-a doua este din repertoriul Andrei Hăisan, pe care o apreciez foarte mult și mulțumesc că ne dă ocazia să le cântăm. Așadar, ca să vă scap de emoții, vă invit chiar acum să ne cântați, să ne dansați, așa cum știți dumneavoastră mai bine, bineînțeles, ca la Botoșani, pentru că doamna Mariana Butnariu este de la Botoșani și acolo știm foarte bine că se dansează cu foc și se cântă tot cu foc. Să vedem dacă mai avem mesaje și se pare că deocamdată nu mai avem mesaje de la dumneavoastră, dar desigur noi vă invităm și vă îndemnăm să ne scrieți în continuare și bineînțeles să ne sunați la numărul de telefon 0332 711 222, număr cu tarif normal. Așadar, acum va cânta pentru dumneavoastră doamna Mariana Butnariu. Piesele se numesc Hai la joc, Bade la joc și Ia ca e zi de sărbătoare și cum ne spunea doamna Mariana, aceste două piese aparțin regretatei Mina Puslaru și Andrei Hăisan. Le ascultăm! Hai, hai, hai la joc, bade la joc, mi tra da, tai tra diri da, că nu pot și de pe loc, mi tra da, tai tra diri da, e ti bade după mine, mi tra da, tai tra diri da, că eu știu ca să joc bine, mi tra da, tai tra diri da, și ai stat și șor mă doare și că ai stat bat mai tare, ai stat și șor mai scurt și că ai stat bat mai mult. La papu, mai te rădai, tai te rădiri, da. Că ești om, nu ești butuc, mai te rădai, tai te rădiri, da. Mi s-a rupt tot timp și lii, mai te rădai, tai te rădiri, da. Dar ne-i faci și alte lii, mai te rădai, tai te rădiri, da. Tropa, tropa, pipodeli, o timp și lii, nu s-a meli. Le-am împrumutat din sat, mulțumesc că mi le-o dat. Utari, te rădai, tai te rădiri, da. Cu chișorul sunt mă dori, te rădai, tai te rădiri, da. Și cu dreptul cam în curt, măi, te rădai, tai te rădiri, da. Și maniși ca un bătuc, măi, te rădai, tai te rădiri, da. Joacă, joacă, măi, băiete, nu te mai uita la ghete. Chiar de ți s-o rupi toate, altele spica la poate. Ram, tam, tai, ra, te rădiri, da. Ram, tam, tai, ra, te rădiri, da. Tiri, 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 da. Tiri, da, tam, te rădiri, da. Da, nu mă bine ajung în val, îmi tam dubli hop. Fetele s-o strâns de parte, îmi tam dubli dara da. Nici chemate, nici rugate, nu intrau în joc. Hai lenuț, hai ihor, cătinel, hai anuț. În pasul mărunțor, măriuț, supărat în numai și frasănuț. În urțul ne-o porni și după mine pe săriti. Țărănească înainte, nu mai stați burzuluite. Da, nu mai fost nuntă pisate, îmi tam dirli hop. Cu flăcăi ai tăi jucat, îmi tam dirli dar da. Dar vreun gând din zburătoare, unul n-ar în cap. Hai, lenuț, vină eu voi învața, hai, anuț. Și veți mărita, măriuț, supărat numai și frasănuț. Nunță le-am pornit și mai flăcăi, da, voi și stați. Și pereți raza mat, cu gangoașe și jucați. Da.
era ta, prin flăcău ea știa prindim, tamdirli hop. Meriți dară și jucați, tamdirli dară da, dar la noapte țâniți minti gura, nu mi-o dați. Hai, lenuță, cu flăcăi v-am păcați, hai, anuță, meriți și jucați, măriuță, dă gurița doar trișiri frasănuță, și ți-i faci miri, și la doamne tot așa. El anunță-l tot juca. Și-apoi dacă mi-i schema, am venit și vom cânta, numai, numai, numai așa. Mulțumim din suflet, doamna Mariana Butnariu, pentru aceste două piese minunate. Vrem să vă spunem că ați fost senzațională și că ați dus cu mândrie numele comunei dumneavoastră, Comuna Durnești, județul Botoșani, cu mândrie, așa cum spuneam. Și, bineînțeles, cu siguranță, telespectatorii au remarcat și costumul autentic pe care dumneavoastră îl purtați în această seară și, bineînțeles, am remarcat și noi. Vă stă foarte bine și ceea ce putem să vă dorim este mult, mult succes în continuare și se pare că avem și un telefon și spunem chiar acum, alo, bună seara, vă ascultăm. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mă numesc Alexia din Pașcani. Da. Și aș vrea să le dedic toate melodiile din această seară bunicilor mei, Surcanu Iliș, Maria, mătușilor mele, Luminița, Mihaela și Gena, Comuna Ruginoasă Iași. Vă mulțumesc! Cu mult drag, draga noastră, Alexia, și, bineînțeles, melodia următoare și toate celelalte care vor urma va fi pentru cele pe care tu le-ai menționat și, bineînțeles, o urare de la mulți ani și din partea noastră. Și mergem mai departe cu un duet deosebit, de această dată cântat de Simona Dumitru și de Ribana Crețu, Am nădejde în fata mea, o piesă de suflet, o piesă pe care trebuie să o ascultați cu multă atenție. Haideți să o ascultăm cu toții! Mi-e dragă fata, am crește floare din bujor, ca o sână din poveste, mami de ajutor, măi. Am nădejde din fata mea, eu de-acum oi și de când faci și treaba, draga fetișoara mea. Eu de-acum oi și de când faci și treaba, e tătă trebușoara, fetișoara mea. Stai mă muncă pe cuptor, cam să-ți știu de ajutor, n-avea nici o grijă. Că muncesc, mamă, cu spot, fac și zamă și găluște, fac și turtii și pampuști, lasă-ti, mamă, că în nădejdea mea. Mi-o dat Dumnezeu o fată și de-acum trai neneagă. Mama doarme obosită, mamă, cuța mea, eu pe prismă la oglindă, fiindcă treaba-i grea, măi. N-am știut că așa-i de greu să fac tătă treaba eu și mă fac acum, vai și-am adică pun eu. Nu fac focul că mă frig, nu pun apă nici în plin, lasă-mă oglindă că nu mai am când. Dar e ghinii lângă sobă cu veșinii la vorbă, tătă ziulica. Nu am grijă din nimica, am muncit la vremea mea, de acum o și de la mulți ani veșină și cu mătra mea. Ai, tot cu ochii în oglindă, mamă, ca să nu mă prindă. Fă copchilă cum ți-o-i spune, lasă că le-i faci și mâni. Prispa trebuie măturată, mamă, cuța mea, și o gradă-i negreblată, oi, făce, măi, eu la joc, mama, la joc, cât să stau în poloboc. Mă grăiești lumea, dar eu, mamă, nu mai pot. Când în ziua lucrului vine boala trupului, leneșul la tăti, zici că nu poate. Fata mami ne-o gândi, pe tăti le-o închizui, îți găsesc pe loc. Mamă, ac pentru cojoc, vorba și-ai de alte date, după muncă și răsplată, și-apoi o-mi vide. Dacă ți-a plășit, hai vă duc la prășit! Văleu, m-am îmbolnăjit! Când-i zi de sărbătoare, mă gătesc în data mare, minicuța nu mă doare, hop și așa! Felicitări din toată inima pentru acest duet. V-am urmărit cu foarte, foarte multă atenție și mi-a plăcut foarte mult interpretarea dumneavoastră. Și desigur, doamna Ribana va rămâne în continuare acolo,
unde știți dumneavoastră că trebuie să vă cânte și să vă încânte, pentru că urmează încă o melodie specială, Puiul meu de peste deal, dar înainte de toate mai citim câteva mesaje. Desigur, avem de la Elena Damarice, care ne spune: bravo Simona Dumitru, minunată voce ai, felicitări în continuare, o voce superbă. De la Cheptea Ana Maria, care ne spune: felicitări, două voci superbe. De la Pușa Vardolomei, care ne spune: Mariana, bravo, felicitări. Lucia Gheorghiu, felicitări. De la Elena Dumitru, felicitări Simona, te pupăm cu drag. De la Elena Damarice, care ne spune: felicitări, o voce deosebită Simona. Și de la Cheptea Ana Maria, care ne spune încă o dată: superbe. Așadar, mergem mai departe, așa cum vă spuneam, cu cântec și cu voie bună. Gianina Ribana Crețu, Puiul meu de peste deal. De peste deal, of, ar veni, dar n-are calmă. Puiul meu de peste deal, of, ar veni, dar n-are calmă. N-are cal, n-are căruță, numai dorul de mândruță. Badea meu tari departe. N-are cal, n-are căruță, numai dorul de mândruță. Căruță cu patru roate, badea meu tari departe. Dus-i badea, dus-i badea, nu-l zăresc, greu-i dorul, de dor mă topesc. Unde-i badea meu cu dorul, acolo s-a pleacă norul. Nici nu plouă, nici nu-n bine și inimioara rău îmi friji. Nici nu-n ninji, nici nu plouă, să așterni ca o rouă. Să așterni ca o boare, inimioara rău mă doare. Să așterni ca o boare, inimioara rău mă doare. Nu mă doare cu dureri, vine ca o mângâieri. Nici nu mor, nici nu mor, nici nu trăiesc, dar îmi pare, badică iubesc. Dealui deal, valea-i pustii, l-aștept pe badea să vii. Valea-i mare, dealui înaltul, l-aștept de când o plecat mai. Vine badea puișorul, să-mi alini midorul. Și l-aștept tine toată seara, să-mi alini inimioara. Vine badea puișorul, să-mi alini midorul. Și l-aștept tine toată seara, să-mi alini inimioara.
nici nu mor, nici nu mor, nici nu trăiesc, dar îmi pare badi că iubesc. Cum să mor fericit voi trăi și badița dacă m-a iubit. Felicitări din suflet, doamna Gianina Ribana Crețu. Mergem mai departe tot cu o piesă frumoasă, o piesă care cu siguranță va place foarte, foarte mult publicului de acasă, pentru că vorbim despre o piesă cântată și jucată cu foc la nunț. Este vorba despre piesa Jocul Găinii, pe care doamna profesoară ne-o va cânta de îndată, însă până atunci, haideți să citim și câteva mesaje. Avem de la Gorovei Cristinel, care ne spune: Hristos a înviat, cheptea Ana Maria, o doamnă deosebită, o voce minunată. Elena Damarice, care ne spune: o voce foarte puternică și un talent minunat, foarte frumos, felicitări. De la cheptea Ana Maria din nou, care ne spune: vă ascultăm cu mult drag. Elena Damarice, felicitări pentru talentul deosebit pe care îl aveți, sunteți minunată. Și de la aceeași telespectatoare ne spune: cu un talent ca al dumneavoastră, nu ne vom pierde niciodată tradiția. Vă felicităm! Și desigur, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, așa cum vă spuneam, pe pagina noastră de Facebook Infinit TV, dar și pe, la numărul de telefon la care ne puteți suna și să intrați în legătură directă cu noi, 0332 711 222, număr cu tarif normal. Și acum, doamnelor și domnilor, o surpriză specială oferită de doamna Gianina Ribana Crețu, Jocul Găinii. Haideți să urmărim și să ascultăm! Ui, 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 la nuntă mare, mult noroc la fiecare! Una seara bun găsit, văd că bine am nimerit! Când ei de jucat găină la nanașul batojina, și la nașul e frumos, că-i chiar bur și sănătos! Găinuță, găinuță, ne-ai făcuță și ouță, ci la nanașul te-aș da, numai bandă-aș căpăta! Găinuță, găinuță, ne-ai făcuță și ouță, ci la nanașul te-aș da, numai bandă-aș aș căpăta. Dar mă tem că-i cam zgârșită, copătării primenită și din laba nu-ți ne-a rupit, că și-o las raiță scumpi. Ui, 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 ca s-o dileia găină dacă vrei, ori din nou o vă-mi prin soat, că o vară o mâncat. Asta-i găină poghete, s-o las agreu în grașet, ca s-o văd așe plinuță, i-am făcut mama liguță. Și i-am dat la pisă bei, la cucoș să nu mai steie, dar rămâni din șalată, noi pute o da cu plată. Hai, nanaș, că vin la tine, cu nanașa lui e schini, că să uită tare lung, cu găina parcă un bum. Nanaș mari om chiar pur, ai trăit numai huzuri și de tăti ai gustat, dacă ai asta n-ai mâncat. Eu găina am taiet-o și două zile am fiert-o cu șapă și cu maslini și ea numi pentru tine. Hai, nanaș, că vin la tine cu nanașa lui e schini, că să uită tare lung, cu găina parcă un bun. Ai gustat, dacă ai asta n-ai mâncat. Nanaș mari om chiar pur, ai trăit numai huzuri și de tăti ai gustat, dacă ai asta n-ai mâncat. Că am dat-o prin farină și-am prajit-o cu slanină și i-am pus țigară în gură să șie și e chiar pur. Na-na-na-na-nașulie, nu mă râd paralili, că nu fac negustorii, pune 100 de hârtii și mănâncă sănătos, dă-te carnea până la os. Nașule, chiar bun mai ești, fii veșnic să trăiești! Felicitări!
felicitări, doamna Gianina Ribana Crețu, pentru această piesă minunată. Recunosc că deocamdată, până în prezent, nu am ascultat această piesă la noi la Dor și Plai moldovenesc, însă se pare că niciodată nu este prea târziu, așadar vă mulțumim din toată inima pentru că ați venit cu această piesă minunată, care cu siguranță a trezit așa mici fiori de dor, aș putea spune, pentru toți cei care sunt împătimiți după nunți, după petreceri, după cumetrii, după tot felul de astfel de evenimente pe care românii le tratează cu seriozitate și merg, bineînțeles, și se distrează, căci despre asta este vorba. Și desigur, doamna profesoară Gianina Ribana Crețu, am văzut în debutul emisiunii din această seară că ați venit cu un grup de 7 fete, dacă nu greșesc, deosebit de talentate. Ne-au cântat atunci o piesă minunată, Floarea Dorului, însă acum se pregătesc să intre cu o altă piesă deosebită, Vreau lângă Dumnezeu. O să le ascultăm pe fete, o să le urmărim și după aceea vreau să vorbim puțin despre acest proiect pe care dumneavoastră îl demarați acolo la clubul pe care îl conduceți. Așadar, acum va cânta pentru dumneavoastră grupul Sânzienele. Piesa se numește Vreau lângă Dumnezeu, o piesă foarte frumoasă, o piesă potrivită acestui context al sărbătorilor pascale. Haideți să le urmărim! Vreau lângă Dumnezeu.
Acesta a fost grupul Sânzienile de la Aribana Music Club și, bineînțeles, suntem pe final de emisiune. Ne mai rămân doar câteva secunde și vreau să vă dau cuvântul dumneavoastră, doamna profesoară, să mulțumiți celor de acasă și oamenilor care v-au fost alături. Mulțumesc, draga mea, pentru invitație, mulțumesc tuturor telespectatorilor care ne-au trimis mesaje, care ne iubesc și care iubesc munca pe care o fac eu. Chiar vă mulțumesc din suflet, a fost o emisiune minunată, cel puțin asta este părerea mea, eu așa m-am simțit și cred că și voi, fetele mele, ați văzut ce sânziene frumoase am. Vreau să felicit toți părinții pentru toată contribuția pe care o fac și pentru toate eforturile pe care le fac acești copii minunați să vină în fața dumneavoastră. Pentru că să știți că sunt și eforturi sufletești, și financiare, și de timp, dar noi venim cu drag și să stăm în fața dumneavoastră și vreau să vă spun doar atât. Vă iubim, Paște fericit! Dragilor, și eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în această seară și celor de acasă, desigur, pentru că ne-au fost alături. Eu sunt Diana Andrii și, bineînțeles, ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră aici, la Infinit TV. Până atunci, vă doresc sărbători binecuvântate în continuare și numai bine. La revedere!